Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5. Bine, astăzi te alături de Pain și suntem la mine în office și uite, a scris cineva pe chat, sal Pain. Normal. Și practic astăzi s-a făcut un nou update la GTA 5 și vom... practic s-a adăugat o mașină și ceva curse în acest episod. De bine, vom tuna această nouă mașină, Progen GP1. Practic e un... ăsta un... cum zice, mă? McLaren. McLaren F1, gen mașina mai veche. Hai să vedem cum îl putem face. O să-l iau pe negru, momentan, order și vreau să-mi vină la office. Vezi că nu prea poți să-l tunezi așa mult. Select gen... e am super toate, am toate prost. Locurile ocupate. Okay. Du la casă, n-ai casă. Ba da, dar de casă. Fapt stai că mai îmi cumpăr încă un garaj. Mamă, ești topit. Da, că ia... de fapt, da, trebuie să iei tu. Da, corect. Cum îl iau? Așa. Uite, o să-l iau așa, să fie diferit. Uite, practic în acest episod luăm și garaj, adică facem mai multe chestii odată. Respect? Respect! Ok. Ce topit. Bun. Da, 1 milion. Bun, am luat 1 milion pe garajul ăsta. Bun, și acum să vedem dacă pot să iau mașina. Negru. Office garaj 2, gata, respect. Bun. Deci aveți canalul lui Pain în descriere dacă vreți să mergeți pe el, vă abonați la el și... da. Gami, salut, da, salut. Gami. Hai să răspundem la băiatul ăla. Salut. Apari. Salut, frate. Apari în episod, man. Ce? Apari pe mare video tu. Da, mi-a ajutat. Ok, hai să intrăm în garajul să-l vedem ăsta nou de l-am cumpărat acum. Și da, aș aprecia dacă... Să fost greu să dai... Dacă mă duc afară. Aș aprecia dacă ați apăsat pe acel buton de like, să comentați... dați un comentariu cu care mașină vă va plăcea mai mult. Ok, încă nu mi-a venit mașina, man. Da, bă, și în caz că dacă vreți să tunăm altă mașină ceva pe episoadele viitoare, pe lângă niște curse, ceva, mai vedem noi. Mhm, da. Spune totul acolo în comentarii și facem. Și, bineînțeles, cel mai apreciat comentariu o să primească pin și o să primească și... love. Na, și love, exact. Bine, oricum dau la majoritatea comentariilor love, că... oamenii de obicei îmi lasă comentarii super inteligente. Adică super, no, nice, știi? Mhm, da. Ce nu-mi place, click data, delete. Cum îi zice, mă, băi, nu-mi vine mașina, mă. Vezi, mă, că durează un picuț, o să se apară mesaj când o primești. A, știu că să-mi primez mesaj, dar totuși... bă, adevărat, să mă duc și eu să-mi scot McLaren, nu? Ai de viață. Bă, dar cât ia, frate, să vină mașina? Trebuia să o luăm înainte de episod, ce ratat sunt. Bă, lasă-mă că nu durează așa mult. Uite, hai să vă arată mașinile mele. Da, da. Pay a premium to make a claim on... oh, what the fuck, trebuie să nu... mă, oricum, cursele noi e super faine, gen, ori băgat o droaie. O băgat o droaie? Bine, avem ce filmăm. O, super, fix când ies din garaj acum îmi iese, îmi vine mașina, super. Țapa anului. Da, și... uite că și McLaren-ul meu aici. Îl bag în doi ca să ajung mai repede. Trebuie să fim eficienți în viață, știi, uite, dacă vreți mâncat o sămânță frumos, fac stai că nu-mi iuresc așa. Cum s-a auzit? Frumos sămânță, știi, pe zonă. Semințele sunt bune, da? Reclamă la semințe. Opa. Gata, frate. Doamne, ăștia, Natline, sponsorizați-ne. Gata, mi-am la mașină, hai afară. Eu să afară. A, ok, hai. Bun, mergem la Los Santos Customs? Da, hai. Ok, let's go. Trebuie să pun mare checkpoint. Atât de ce-i tunată? A mea, de ce-i tunată? Eu am tunat-o pe live astăzi. Ah, ok. Da, e așa, e just puțin. Adică, na, nu știu, vreau să schimb culoarea, că nu-mi place verdele ăsta. E super nasol. Da, cum nu știu. Că nu poți să tunezi foarte mult la ea. O să vezi, e foarte puțin de tuning la ea. Gen, roți, ai tuning. Da, pui mei, culoare, roți și acolo cât de cât, știi? Unde e ăsta? A, în stânga, nu? Da. Că nu știu, că nu mi-am pus waypoint. Da. Mamă, eu sunt Need for Speed, nu? Vezi că are viteză mai mare decât X80 Proto, cred că. S-a mor tu. Cred că nu știu, e foarte rapid. Ai greșit asta. Da. Am văzut. Am venit acum înapoi. Și fără waypoint ajung mai repede ca tine, boss. Ce ai făcut? Decât.
Ce decât? Vezi? Decât tine. Vezi, bă, că ai examenul anul ăsta. Și ce am zis? Ca tine. Ah. Ești cop, ce să-ți fac? Chiar îmi pasă. Uite, poți să pui bani, pare mișto de-astea. Ce ai pus, mă, muzeu sau Emil? Emil. Ai, spune ce prost. Spune cine a pus Emil în comentarii, vă respect. Man, eram și mor de oboseală. Eu eram pe Caterinca proastă acolo și nemur și m-am luat aia cu Emil. Bă, Caterinca proastă la modul în care am primit subiectul și am întrebat când pot să plec, știi? Tu. Stai, mă, că nu văd tobele astea. Iui. Ți-am zis, nu prea ce să schimbi la aia. Da. Mamă, pot să pun 7 milioane de tobe și strata? Le pun pe toate alea, multe. Îmi fac... Unde, mă? Ăstea, mă, în arsenal. Mă, ce roți pui tu? Zici ce roți pui tu. Stai că n-am ajuns. Coi, de ce pot să-i pun șuruburi pe capotă? Păi, ți-am zis, e prăjită mașina. Pot să pun d-astea pe faruri, lol? Cui mai trebuie faruri în 2016? 2017, 2016, bă, dar urâte capota asta, mă, băi. E McLaren, de ce vrei. Da, și e vei. E numai 600.000 de euro. Numai? Da, numai. Lol. Eu arunc cu banii aia pe jos, sunt pe stradă, ești nebun. A, păi și eu, stai, bă, crezi că e o problemă? Banii nu stau problemă. Ce fain arată pe, ce fain arată pe alb, mă jur. Pe alb am să fac. Na, n-arată, dar nu știu, are șață, am zis, e foarte urât, ia, în general, știi, mașina, adică nu știu, nu-mi place. Poți să pui geam în spate, lol? Hai că-l pun, nu, nu știu. Gen, are fața super lungă, geamul, știi? Mamă, secondary color e o bară dinăuntru, wow. Da, 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 exact, asta nu vreau să zic. Eu mi-o fac albă pe-a mea, sau? Eu mi-o fac roz. Ce gay ești. Cum să faci mașina roz? Adică n-am nimic cu culoarea roz, dar să-ți faci mașina roz? Uite, bă, gasoline green, gata, asta e. A, nu, uite ce mișto arată pe portocaliu, o las. Secondary color, îl fac chrome, nu chrome, mat, a, nu, alb. Vezi că secondary color e și la faruri, uite, date la faruri, vezi? Ce, mă, băi? A, nu la faruri, la, doamne, la oglinzile. A, bara aia de jos, uite, ai și o bara de jos. Lasă-le așa, nu știu, arată bine. Scărți. Da, e nasol că nu poți să spui. Eu am, mamă, câte spoilere ai, 12? Mhm. Dar sunt urâte toate. Da. Sau nu? Nu știu ce zic, ți-am zis că mie nu prea-mi place mașina, nu sunt prea sunt cântat de idee. Nici mie, sincer. Și-a fost cam scumpă, tu, bh. Da. Nici n-am roți multe. Bă, ar trebui să adauge niște roți, mă, frate. Că nu s-a mai băgat roți în jocul ăsta de... Din 2013. Nu, 2015, scuze. Bagă numai mașini, mă, dar băgați, frate, și niște roți. Cresc, nu e așa de gros să faci un design pentru niște roți amărâte, știi? Spray. Nu știu ce culoare să fac roțile. Cred că le fac albe. Da. Tu poți să schimbi color-ul la... Nu. Ma, da, poți, man. Wheel color, what? Dar nu trebuie să fie chrome. Ok, da. Da, got it. Ok, gata, am terminat mașina. Mai, că am făcut așa. Hai, că am ieșit afară. Mamă, ce sunet are aici, man. Ia zi, frate. Mie îmi place sincer mai mult. Ma, ți-ai făcut-o ca lumea. Da, ți-ai făcut-o mai ca lumea. I-ai băgat ăla, spoilerul fain. I-am pus spoilerul fain și... I-am scos și farurile, cine mai folosește faruri în 2017? Bă, adevărat, cu spoilerul ăla arată mult mai bine mașina, știi? Dă un alt aspect. Adică uite, fă diferența dintre a mea și a ta. Da. E mai sporty așa. Da, exact, e mai sporty a ta, știi? A mea e mai așa, mai off-road, nu știu. Ok. Deci spuneți în comentarii care mașină vă place mai mult. Și ia să ne mai plimbăm un pic, să mai facem ceva, că de-abia filmăm de 8 minute, știi? Mă întreba dacă poate să apară pe cover, adică... Ce cover? Cred că thumbnail sau ceva. Thumbnail? Da. Bă, nume. Ia, stai aici. Ia. Fii atent ce sună spate. Da. Oh, da. Nice, sunt tunel. Îmi place. Dar prinde ca lumea, man, mă jur. Ia, stai acolo. Stai pe loc. Da? De fapt, nu, vin aici unde sunt eu. Okay. Vreau să încercăm o schemă. Stai acolo, da?
Da, da. Ia. Da, 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 nu știu. Da, știu, știu, știu. Ce copt. Mergea schema asta cu o mașină, cu parcă cu orice mașină, știi, și cu un nu Dominator. Era o mașină, știi, un Mustang, ceva mai vechi. Mustang. Nu. Care din ele? Că sunt vreo 3 parcă. Ăla cel mai vechi. Ma, nu știu. Mă rog, și să rai bodies, că nu știu. Deci cu Tyrus și cu Mustangul ăla vechi, nu știu cum se cheamă chiar acum. Urcai pe mașină gen și îți luai, da, 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 bă, înțeles. Băi, îți luai o viteză. Ia hai pe la mă. Bă, da, dar n-am arme. Bă, eu am. Hai după ăla, da. Să ne valim. Hai, după. Bă, dar n-am sticky bomb, n-am. Nici eu. Dar vreau să-l iau, că văd că e roșu. Dacă eu am luat-o pe altul undeva. Eu mi-am făcut drumul mai greu, cred. Capota. Ai, l-am pierdut. Nu l-am pierdut, mă. Vine aici sus, unde-s eu. Că e din aia, știi unde... gang din ăla, cred că. Știi, mi-arată gen practic... foarte multe chestii roșii și... Da, uite, e gang din ăla. Aici. Mergi să-i mânc. Aici? Da, uite unde sunt eu, man. Uite de unde sunt eu. Da, credeam că-l fugărim pe ăla. E gang attack. Nu mai fugărim, mă, stai, l-am pierdut. Gang attack, stai, mă, bă, dar eu n-am arme, mă. N-ai deloc arme? Am doar sniper. Dă-i cu ăla, ce pot să zic? Hai că dau și eu cu sniperul ca să te faci să te simți mai bine. Uite, la cover, mă. Opa. Bine, mă, adevărat, hai că nu dau eu. Dar vezi că poți să-ți cumperi, man. Tu n-ai arme deloc, credeam că n-ai munițiile ele. N-am muniție. Da, ele de pe jos, că dropează ăștia cauri. Păi da, știu, dar... Ca să-i omor pe ăștia am nevoie de muniție, știi, gen, da. Da. Așa. Mamă, stai că mi-o iau, ești nebun. Unde, mă, băi, îi dau prin copac, stai. Nice. Hai că ne ajută. Băi, fii atent că ți-a venit în spate, ești nebun. Dintr-o dată, de unde era părătul ăsta? Uite, am luat armură de pe ăsta, muniție. Uai, slow. Yeah. Am murit, fuck. Ok. Or tras ca lumea. Și pe mine m-or golit un pic. Mamă, cât am jucat GTA în săptămânile astea, mă jur, am făcut 200 de ore în câteva ce săptămâni. Ce m-o călca proasta aia cu mașina. Nice. Gang attack pass. Yeah. Total kills, 4. Cât ai făcut? 12 și 10 headshot-uri. Foaia, am avut 2 headshot-uri. Dar nu prea primește pe la astea. Le faci așa, știi, de distracție, for fun, din când în când. Da. Hai să-mi iau mașina și să mergem să-mi iau și o armură, muniție, dacă tot. Și ce zic, adică? Mergem la ammunition? Doar nu mergem la mama acasă. Da. Mamă, ce fain să închide ușa, dă-te, frate, ești nebun. Și ce fain pornește motorul din prima. Ia. Mă, e un pic fain. Ia, uite acolo. Fii atent. Dă-i direct. Ai văzut, genii, dă... Nu, se închide ca lumea ușa. Mă, e faină mașina, puțin, dar... Dar e veche. Da. Care e ammunition, mergem? Ăsta vine după ăsta cel mai aproape? Da, am dat după minima pe căcatul ăla, știi, pe... Da. Ne facem aici un gang cu abonatul ăsta. Balnur sau... Balnur îl cheamă. Bă, fraților, chiar dacă vreți și voi să mai apăreți din când în când în episoade, lăsați acolo un comentariu. Cine mai vrea să mai apară prin episoade, Doamne ajută. Sau pe live-uri, dacă îi mai facem live-uri. Da, exact. Lul, aici e ammunition, nu știam. Aba, știam asta. Dar ce se scrie? Nu știu, scrieți de exemplu că, nu știu, că vreți un episod, dar sub o altă formă, ca să nu se considere ca spam, știți? Da, că după nu mai apar comentariile. Stai, da. Sau ce faci? Să-mi iau și eu armură, că nici eu n-am. Nu știu, mi-au câta merge, frate. De ce nu pot să-i dau gen pe... de ăsta full? Dă seama, să iau și eu la... Uite, la micro SMG e foarte important să ai... Spre exemplu... La SMG am. Ăsta îl chat, dar nu joc, ăsta nu, ăsta am. La AK e important să ai. Ce mai am? Ce să ai? Glanțe. Dar vezi că poți să cumperi și de pe M glanțe, man. De pe? M, te duci la inventory, ammo, și poți să-i de acolo. Nu știu. Da.
Lol, nu știam. Da. Ok. Eu de acolo am cumpărat mult de time. Ok, joc GTA de 3 ani și 4 și nu știu de asta, ok. Mini se merge, ce dracu e ăsta, mă? Dar arată drăguț, zici că e de San Andreas. Toporișcă, uite, eu mi-au toporișcă, îmi iau pipe wrench ca să am homing launcher, cum să n-am eu roate de-astea la homing launcher? Heavy shot, da? Nu știu, aria și de-astea. Să-mi iau la RPG, că e super mișto să joc cu RPG-ul. Nici badass. Și cred că ajunge. Trebuie să-mi iau și armură, că e foarte important să ai armură. Battle axe, what the fuck is this? Topor, să-ți fuți în cap un topor, ești nemon mort. I'll bet you'll be ready to use that the second you get out the door. Mm, mi-au așa pink. Nu, nu am auzit. A zis, I bet you will be ready to fight, then next moment you will be out the door. What the fuck? Ok, not good then. Bă, dar câte tobe i-am pus la mașina asta, ești nebun de ala, dar ne-am prost la modul ăla. Hai să ieși eu de aici. Bine, frate. Bă, eu n-am snack-uri. Nici eu, da, hai. Hai să hai la ăsta să ne reparăm mașinile și să facem, să încheiem episodul undeva drăguț. Bine, hai. Uite cum suntem noi așa în gang. Gang. Ai zis seama că e calul meu. Să fim așa vreo 20 și să ne întindem pe toată strada. Ah, par fi prea calul meu. Și să-mi dar să ne intrăm unii alții, știi? Da, știu, să stăm așa unul în spatele altul. Mm-hmm. Mamă, el ar fi mare, nu, știi nu, așa, nu, știi să pui... pe strada asta și să fim așa câte 5 pe bandă. Pe toată strada. Da. Ca un format, știi cum merg ciorile. Da, ca uniți, așa ca și atrabonzii. Da, frate. Bine, vorba vine. Bun, hai, Progen GP1 și acum să încercăm să nu stricăm mașinile pe final de episod, așa zi? Ar fi de foarte drăguț. Hai să o repar și eu. Unde vrei să mergem? Nu știu, undeva drăguț sus. Hai pe... sau hai pe... pe plajă ar merge de când i-a pus-o. Arată destul de ok. Na. Aș vrea pe un garaj ceva. Un garaj... bine. Yeah, no idea. De fapt, de că aici, știi ce aici e frumos, uite, cu Rockford Plaza aici. Frumos, cum îmi place mie. Așa, am făcut și un screenshot corect. Bă, boss. Uleu. Ei bine, fraților, cam asta a fost acest episod de GTA 5 online. Dacă vă puteți, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul lui Pain, care este în descriere. Și da, mi-a fost Gami, el a fost Pain, alături de abonatul nostru Balaner. Nu, Balaner, ok. Ok, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!